Tragedie evitată cu mult noroc în orașul italian Cagliari, unde o sală de curs pentru studenți s-a prăbușit în totalitate. Cu doar câteva ore înăuntru avuseseră loc cursuri. Acoperișul unei anexe a Facultății de Geologie din cadrul Universității din Cagliari s-a prăbușit în totalitate, în ciuda faptului că structura trecuse de mai multe inspecții structurale recente, iar potrivit rectorului Universității, clădirea nu suferise nici intervenții. La fața locului au sosit ambulanțe și mai multe echipe de pompieri cu câini și drone, care au început să caute sub dărâmături posibile victime. În clădire avuseseră loc cursuri cu doar două ore înaintea prăbușirii ei. Deocamdată nu se cunosc cauzele exacte ale incidentului. O asociație de studenți ce activează în cadrul universității a anunțat proteste pentru a-și arăta nemulțumirea față de lipsa de siguranță a structurilor spațiilor de studiu.